În continuare putem vorbi de consultația la distanță și cu tot ce presupune ulterior. A fost definită și integrată atât la nivelul medicului de familie, cât și la nivelul medicului de specialitate clinică. Ea apare în două situații, și anume la pacienții cu potențial endemopandemic. Și acolo este firesc să vorbim de telemedicină, fiindcă nu poți să-ți permiți să iei un pacient care are o infecție virală sau are mai știu eu ce și să-l aduci în comunitate, să-l aduci în... Nu este în regulă și atunci poți să vorbești de așa ceva. Și pentru cei care sunt bolnavi cronici, bolnavi cu boală cunoscută, bolnavi care poate necesită doar niște ajustări sau poate nu necesită nimic, fiindcă evoluția este în regulă și atunci poți să aplici această consultație la distanță. Repet, ea presupune nu numai consultul în sine, adică discuția pe care o porți cu pacientul sau eventual cu un alt cadru medical, ci presupune inclusiv de ce are nevoie pacientul și să închizi un act medical corect, adică un bilet de trimitere dacă este cazul, un certificat de concediu medical dacă este cazul, o rețetă, bineînțeles, cu medicația specifică patologiei lor. Acum, discuțiile pentru telemedicină sunt largi și acum o să vă spun strict personal. Până acum am discutat de cadrul legal, care este permisiv pentru așa ceva. Telemedicina este extraordinară când discutăm sau discută doi oameni din sănătate, două cadre medicale, dintre care unul are expertiză și altul nu, sau unul are o expertiză mult mai bogată decât cel care întreabă. Și atunci pot să vă și exemplific, de exemplu, vorbim de o gardă la neurologie și ai un pacient cu accident vascular cerebral, el poate să fie în două dimensiuni, poate să fie fie ischemic, fie hemoragic. Tratamentul, terapia, conduita față de pacient este total diferită de la un caz la celălalt. Cu terapia uneia din situații poți să-l omori instant pentru cealaltă situație. O investigație înaltă performanță făcută rapid și care poți să o trimiți la distanță sau poți să o discuți la distanță cu un expert în așa ceva, cu un medic specialist imagistică sau cu un expert pe partea de imagistică, te poate ajuta foarte tare, fiindcă acela poate să spună un diagnostic cu promptitudine chiar dacă el este la distanță și tu să-ți urmezi terapia. Bun. Aici vorbim de telemedicina fericită. Telemedicina clar pozitivă. Exact cum spuneați la început. Nu poți să faci, de exemplu, telemedicină pentru un caz acut. Când vorbim de o afecțiune care atunci este detectată, nu poți pur și simplu la un telefon, fără să vezi pacientul, fără să pui mâna pe el, fără să îi faci o anamneză, fără să îi faci un examen clinic, să iei o tensiune, dacă vrei, să pui un stetoscop pe pieptul lui. Nu poți doar prin telefon și un pacient sigur că este subiectiv și are o arie mică medicală în care se poate juca și atunci el îți spune, mă doare acolo și aia, e prea puțin. Nu putem vorbi acolo de telemedicină, de aceea nici nu este prevăzută. În general, dacă vreți, la nivel macroeconomie sanitară, se consideră că telemedicina, în afara relaționării între doi oameni din sistemul de sănătate, ci doar între pacient și medic, scade calitatea actului medical. Și probabil că da. Dar, când vorbim de situații, cum a fost cea nefericită pe care sper să nu mai trăim foarte curând cu pandemia, era sigur că ai nevoie de așa ceva și a funcționat și a fost extraordinar de utilă. Dacă vorbim de județe cu deficit, cum suntem noi, sau de zone cu deficit de medici, este evident că ai atâta populație bolnavă și atât de puțin medici specialiști în anumite domenii, de la diabet, la cardiologie, la ce vreți dumneavoastră, și atunci, ca să facilitezi accesul mai multor pacienți la expertiza ta medicală, această telemedicină este cu siguranță bună. Dacă vorbim de centre universitare, de locații cu acoperire corectă din punct de vedere al medicilor, dar și au chiar suprapopulare cu ei, atunci telemedicina, cred, din punctul meu de vedere, că ar trebui stopată și cred că consultul față în față este cel mai corect calitativ. Această telemedicină, am zis, se reflectă în anumite acte medicale ulterioare.
printre care și rețetă. Cu rețeta, pacientul se poate prezenta la farmacie în două situații. Ea poate fi dată online sau poți să zici că nu am funcționat sistemul în acel moment și este offline. În ambele situații, pentru majoritatea farmaciilor este suficient să-i arăți telefonul sau pe ce alt mijloc electronic a înregistrat această rețetă și o copiază sau o iau sau o printează și pot să dea medicamentele necesare. Cu precădere, când vorbim de offline, atunci chiar e obligat farmacistul să facă un print din ce ai tu electronic, fiindcă ăla va conta ulterior să demonstrezi că a fost offline în intervalul ăla de 72 de ore în care a apărut la tine și ulterior să poată să treacă în regim online și să poți să-ți o validezi și să o decontezi. În plus, față de ce am zis până acum, s-a dat dreptul și pentru servicii psihiatrice la distanță. Tot în anumite condiții, dar putem să discutăm și de consultație la distanță pentru aceste cazuri. Concluzionând, exact prima idee a discuției noastre, da, în acest moment se poate practica consultul la distanță, atât la nivelul medicului de familie, cât și la nivelul medicului specialist clinic, pentru cele două situații deja amintite, pandemo-epidemic sau pacient cu boli cronice, foarte bine cunoscut de medicul curant al acestuia.